Dragi prieteni, suntem în direct în acest moment cu domnul primar al comunei Scorțeni, Gheorghiță Cătălin Anton. Domnule primar, știu că aveți foarte multe lucruri de făcut astăzi, dar totuși o să vă rugăm să ne răspundeți la câteva întrebări legate de situația în ceea ce privește acea situație destul de complicată, destul de grea pentru cetățenii comunei Scorțeni în lupta aceasta cu coronavirusul. Care este situația la dumneavoastră în comună, domnule primar? În primul rând, bună ziua! Să trăiți cu toții, să ne binecuvânteze Dumnezeu și să scăpăm de plaga asta. La noi în comună, să spunem, față de ce se întâmplă la nivel mondial, european și ce avem în țara noastră, nu avem informații să spunem că stăm rău cumva. Deci sperăm să fie adevărul, chiar adevăr, că nu avem nicio situație de contaminare. Deci nu aveți niciun caz de coronavirus în acest moment? Nu avem. Așa, asta e o veste bună. E o veste bunișoară, să spunem, prin moment, și sper să nu cumva să ne intrăm și noi în alte, dar Dumnezeu poate ne ajută și fie și postul Paștelui, poate scăpăm. Domnule primar, dumneavoastră știu că țineți legătura aproape cu oamenii, cu cetățenii din comuna Scorțeni. Spuneți-mi ce ați mai discutat în ultima vreme cu ei, ce vă spun ei la telefon sau când vă întâlniți cu ei, când merg spre să-și cumpere medicamente sau alimente? Părerile, să știți că sunt împărțite. Lumea, în mare parte, este optimistă, fiind și creștini. Mai mult ne bazăm și pe legislații, dar și prin crederea în Dumnezeu. Și cazuri, omul de la noi, să spunem că chiar este optimist. E dificil să spun mai mult, să spun cuiva din comunitate, nu este frică. Nu este frică fiecare, dar depinde de caracterul omului și de puterea lui de a duce cât de tare este frică și cât de tare este părerea. În linii mari, respectă oamenii ceea ce i-a sfătuit dumneavoastră, ordonanțele militare, adică nu este totuși pe deci drum. Nu avem nicio sancțiune la nivel de comună. Până acum, nicio persoană din comuna Scorțeni nu a fost sancționată pentru încălcarea legislației și a ordonanțelor. Văd că omul este chiar, nu spun 100%, dar 99% cetățeanul comunei chiar îi pasă de, și vrea să treacă cu bine și respecte regulile care sunt stabilite din statul român. Aveți persoane care au venit în ultima perioadă din străinătate, din Italia, din Spania? Da, am avut 7 familii care au fost în izolare, venite din Franța, Italia, Germania, au fost în izolare, 6 au ieșit din izolare și mai am o singură familie din Grigoreni care cât de curând trebuie să iasă din izolare. Cu bătrânii peste 65 de ani aveți o evidență a lor, avem ajutați? Avem evidență că 217 persoane ar fi, care, dar nu ni s-au solicitat să spunem să facă cineva cumpărături pentru ei, cu toate că noi la nivel de primărie avem un compartiment social și dacă ni se cere să le facem cumpărături, să spunem că nu poate să deplaseze, dar omul are venit, așa, echipa de la primărie, pe rând, în fiecare zi, dacă este nevoie, să ducă să primească și nevoile aceștia. Dar nu avem probleme de genul ăsta, le-am pus la dispoziție aproape în fiecare zi câte o adeverință de aia, câte o declarație pe răspundere prin care omul să se deplaseze pentru nevoi medicale sau pentru agricultură. După cum spune legea, adică omul să fie și documentat unde are voie să deplaseze, până la ce oră, de unde legea ce spune și sancțiunile care sunt în funcție de ce se întâmplă. Spuneți, vă rog, la primărie ați luat măsuri de reducere a accesului publicului și aveți acolo dezinfectant, mănuși și tot? Deci n-am văzut niciodată lipsă la nivel de comună, la nivel de primărie, în băile care le avem și angajații n-au văzut lipsă de detergent, de igienică, de apă. Deci erau și înainte astea la dumneavoastră. Erau și înainte, acum ne-am mentat că știți că sunt foarte, foarte greu de găsit aceste produse, dar am anticipat ce se va întâmpla și ne-am dotat înainte și chiar și ieri ne-au mai venit o serie de materiale. Toți angajații din primărie au materiale de igienă, au dezinfectant de mâini, măști, mănuși de unică folosință, s-a limitat programul cu publicul, am polițistul pe hol pentru situații de urgență, cazuri urgente, îi prea dâns la ușă documentele și un coleg din compartiment, din departamentele din primărie, îi rezolvă situația în funcție de. Sau învățăm că dacă se duc la instituții, cum ar fi la șomaj, omul nu trebuie să se mai ducă fizic, acum se prelungește tacit. Sunt niște chestii care chiar învățăm, îi purtăm pe drumul că nici nu mai circulă microbuzile. N-au cu ce să deplaseze, nu știu ce spun. Mai bine să înțeleagă de la noi că noi comunicăm cu celelalte instituții la nivel de județ. Pentru anumite probleme pe care cetățenii le doresc a le rezolva și pe cale electronică, o să vă rog să ne dați un număr de telefon fix, să-l precizăm, și o adresă de e-mail unde ei
pot solicita lămuriri sau chiar anumite lucruri de la administrația locală? Numărul de telefon fix îl pot da. Da, am pus numărul de telefon 0234 da. 354-500. Da. Ăsta e numărul de telefon de la primărie în cursul zilei și numărul de telefon al primarului, al viceprimarului și al secretarului au fiecare aproape de care cetățean în comună și da, pentru detalii suplimentare am afișat pe ușa primăriei colegul care va fi din serviciu în ziua acutare cu cine se ia legătura în caz de o situație când nu ești primarul sau un alt... Oamenii deci au numărul dumneavoastră de telefon? Da, e o comunitate în care fiecare cunoaște pe fiecare și dumneavoastră sunt convins că fiind mai tot timpul în mijlocul lor, așa cum vă știu eu pe dumneavoastră extrem de activ, e clar că orice relație telefonică se poate rezolva cât mai bine. Da. Spuneți-mi, vă rog, uitați-mi să vă zic. Acum 10 zile am făcut și o dezinfecție la nivelul de primărie. Pe trotuarul din fața primăriei, parcurile care le am, avem trei parcuri în comună care le mai folosesc copiii, le-am dezinfectat și pe alea, la intrarea la aceste două blocuri de aici, la fața poștii, la școala, săptămâna trecută a făcut o dezinfecție, deci noi și Pirinea asta am acționat ca să preventiv să putem să izolăm virusul de persoane. Cam câți funcționari publici lucrează la ora asta? Adică ați mers pe o variantă mai simplificată? Le-ați mai dat concediu de odihnă? Jumate, da, e o variantă simplificată. Da. Sunt sănătoși toți? E totul în regulă? Da, mulțumesc de întrebare. Deci până acum nu avem probleme. E bine. Adică nu prezintă nicio simptomă, nu este răcit nimeni. Asta e foarte bine. Sperăm să, poate mai sunt și mai căliți, colțăneni, nu știu ce să zic. Domnule primar, pe finalul discuției noastre o să vă rog să transmiteți un mesaj pentru cetățenii comunei Scorțeni în aceste momente care sigur sunt mai grele, deosebite, pentru că vă dați seama, e greu să stai în casă. Sigur, la dumneavoastră la țară e un pic mai ușor că mai ieși în grădină, mai mergi undeva, dar totuși aceste constrângeri prin ordonanțele militare nu sunt pe perioadă lungă ușor de suportat. Așa este, genat. Dragi cetățenii comunei Scorțeni, vreau să știți că sunt alături de dumneavoastră, fac parte din această comunitate. Mesajul meu este să respectăm tot ce ne este de la nivel de guvern și legislația în vigoare, pentru că aceste măsuri nu s-au luat fără un scop sau fără vreo informație pentru a anihila această boală cruntă. Și trebuie respectate niște reguli. Toți avem părinți, toți avem bunici, zona care se poate infecta mai mult este zona între 60 și maxim 100, să spunem. Dar acești bătrâni care avem bunici nu prea ies din casă, că respecte regulile. Dar noi care mai ieșim putem să le aducem și acest virus. De asta trebuie să ne limităm la orele care se le spune legea. O zonă militară este făcută pentru a ne ajuta. Nu vrem să ajungă la sancțiuni pentru că este foarte greu și așa financiar. Nu știu ce o să facem după această perioadă. E posibil să fie o criză. E posibil ca lumea să-și revină și să nu luăm de la minus, să luăm tot de la zero și creștem. Vreau să vă spun că suntem în postul Paștelui și săptămâna viitoare este săptămâna mare la cei catolici. Cu părere de rău, dar și regulile care sunt stabilite și pentru biserică, trebuie să le ne putem ruga de acasă, că Dumnezeu este peste tot și cu credință în Dumnezeu, eu cred că putem trece și cei catolici, cei ortodoxi și toată nația română peste această plagă a omenirii din anul acesta. Domnule primar, noi vă mulțumim foarte, foarte mult pentru amabilitatea de a ne răspunde prin intermediul telefonului. Un interviu telefonic am avut, dragii mei, cu domnul Gheorghiță Cătălin Anton, primarul comunei Scorțeni. Domnule primar, multă, multă sănătate și să ne auzim cu bine. Mulțumesc frumos și dumneavoastră tot respectul meu. La revedere. La revedere.